O cafeluță bună dimineața, ceea ce vă doresc și vouă. Final de campionat așadar, da, pauză, o să înceapă alt campionat și apoi altul. Între timp, cum să zic, trece timpul. Legat de timpul ăsta care trece, de motivația pe care o mai găsești în tine sau în jur de a continua, vreau să vă zic câteva cuvinte. De fapt, să vă citesc de la cineva din fotbal. E vorba de Oli, de Cosmin Olăroiu. Omul are 48 de ani, de bani nu știm câți, mulți. Dar el zice așa: la momentul ăsta am alte targeturi în viață. Vreau să fac anumite lucruri prin care să ajut oamenii. Vreau să construiesc un spital, să fac un cămin pentru copii, pentru bătrâni. Aceste lucruri mă motivează. Altfel ar fi greu să mai am motivație, să muncesc la fel de mult cum o făceam înainte. Bine, Oli, bravo, respect, tati. Într-adevăr, viața este despre multe alte lucruri, dar câteodată stăm atât de mult cu capul în ceva încât ajungem să credem că aia e totul. Nu e. Și cu cât ne dăm seama mai repede de asta, cu atât mai aproape de fericire suntem. Problema e că noi, românii, suntem atât de preocupați de supraviețuire încât nu reușim să adunăm suficienți bani cât să ne gândim la lucrurile astea care contează cu adevărat în viață. Victoria a început să mă apuce sila. Mincinoși, turnători. Dar să trecem de la banii mulți ai șeicilor la banii puțini ai țării noastre. Rușinoase multe meciuri din play-out-ul ăsta. Și aici nu e vorba de a critica, ba chiar e un strigăt de ajutor ce fac eu aici. Dați oameni buni mai repede o lege a sportului, să poată să investească oamenii mai ușor. Dați niște scutiri de taxe până se mai adună investitorii. Nu știu, veniți și mai faceți niște stadioane. Implicați autoritățile locale mai mult în activitatea unor academii de fotbal. Apoi haideți să lucrăm puțin și la drepturile jucătorilor. Nu-i normal să stea plătiți cu lunile, nu-i normal să se judece apoi cu anii pentru drepturile lor. Zău, nu știu, să moară sclava, să n-am ce dat de mâncare la copii dacă știu. Cum ziceam, nu e vorba de a critica, dar te uiți așa la meciuri și cam plângi, frate, cu un ochi, că celălalt râde ca prostul fără vreun motiv sau vreo noimă. Adică, na, ei jucătorii s-au zbătut, numai că nu păreau jucători care aparțin fotbalului profesionist. Da, erau niște fotbaliști care își dau silința, dar nu pot pentru că nu joacă fotbal zilnic. Mă rog, azi sunt ultimele trei meciuri din play-out: Botoșani Gaz Metan, Juventus Voluntari și Chiajna Poli Timișoara. În primul meci sunt două echipe salvate, Botoșani și Gaz. Botoșani a început ca o revelație și a sfârșit ca o dezamăgire, da. Joacă ceva ce nu mai înțelege nimeni, așa e, probabil când antrenorul joacă vorba patronului cu topoarele suporterilor deasupra capului. Să trăiți! Ce vă țineți, mă, după mine ca după mireasa? Gazul, ce să zic, în dicționar, la cuvântul chin, o să găsiți nu poza lui Pustai, ci un DVD cu jocurile echipei lui. Doamne, Dumnezeule, Doamne, ce luptă, ce transpirație, dă, împinge, trage. Rar am văzut niște oameni pe care să-i deranjeze mingea atât de mult. Dă omul încolo, lăsați varza pe bancă. Gazul s-a salvat etapa trecută. Naiba știe ce se va alege de această echipă care pare în derivă. O ține acolo sufletul mare al lui Pustai și cred poeziile alea de la Victorie. Altfel, o echipă dezorientată, un club la voia întâmplării, cu suporteri din ce în ce mai puțini în tribune și cu jucători împrumutați. Sincer, acum echipa asta va rămâne în istoria ligii ca echipa care l-a avut pe Eric, brazilianul îndrăgostit, din motive care ne scapă, nu doar de Bășică, ci și de România. Aprob! Aprob pozitiv! Ia uite, bă, cine a venit la noi. Ce fă, mă, Geazone, mă? A venit Gez. Hai, fă cu mâna la băieți acolo. Bă, țiganule, puricosule, cine știe pe unde umblă și ăsta toată ziua. Meciurile rundei aici sunt la ultimele două jocuri: Juventus Voluntari și Chiajna Poli Timișoara. Greu de crezut că Juventus poate să aibă vreo reacție în fața Voluntariului, care dacă bate, se salvează. Face egal, la fel, se salvează. Nici talentul lui Mutu de a complica lucrurile nu cred că poate încurca ecuația acestei partide atât de mult. Voluntari pică direct doar dacă pierde și da, mai e o condiție, Poli Timișoara să bată la Chiajna. Cum ziceam, e greu chiar și dacă vrei să-ți iasă așa. Pe Juventus îi bați din greșeală. Te-ai mișcat puțin?
Ai lovit odată mingea, pac, iese o bulibășeală, ai 1-0. Așa rămâne până la final. Poți să pleci de pe stadion, tată, din oraș. Juventus tot nu găsește drumul spre poartă. Dar când ați devenit maestru? Timișoara a avut șansa ei etapa trecută acasă cu Dinamo. A avut înainte de meci, zic, da. Când a început meciul, gata, tată, ți-ai dat seama imediat că de fapt n-avea nicio șansă. A fost 3-1 pentru Dinamo. Au zburdat dinamoviștii. Timișoara e obosită, tată, n-are calitate. O mare lehamite s-a așezat peste acel stadion. Neaga vorbește de o situație foarte nasoală la club, jucători neplătiți, chestii de genul ăsta. Adică nu doar că Poli Timișoara o să pice în Liga a doua. E foarte aproape să o facă, dar Poli Timișoara n-are un plan pentru Liga a doua, un plan de promovare, nicio idee despre viitor, deci. Și asta e mult, mult mai grav. Ce avem noi aici? Voluntariul e salvat de la retrogradare directă, dar mai are până la salvarea pe bune, aia cu acte. Va juca meci de baraj cu Chindia Târgoviște. Într-adevăr, echipele de Liga a doua au pierdut până acum meciurile de baraj jucate, dar toate au un început, nu-i așa? Hai, tată, hai să se termine odată chinul ligii întâi.